Ok, bine te-am găsit în a treia parte a tutorialului despre Facebook Ads și despre audiența țintă. Acum o să vedem practic pas cu pas cum să creăm o audiență țintă nouă de la zero pentru a aplica ceea ce am vorbit în videole trecute despre audiența de tip core. Adică practic noi creăm o audiență pe care putem să o salvăm și mai ulterior să o folosim pentru targetarea altor campanii sau altor seturi de anunțuri. Practic aici suntem un business Facebook manager și aici am ajuns la pasul de audiență. După ce am adăugat traficul, variabilele, oferta și am selectat tipul de obiectiv, aici putem adăuga audiențe personalizate, momentan nu am, și cum aici putem să selectăm funcție de locație. Este foarte important să știm unde se află publicul nostru țintă, dacă avem, să zicem, un magazin fizic într-un oraș anume, să știm dacă oamenii din acel oraș sunt interesați brusul sau serviciul nostru. Practic, zicem, ca exemplu ipotetic, să zicem că vindem biciclete în Timișoara și vrem să targetăm oamenii care se află în zona Timișoarei și în zona aferentă Timișoarei, cum ar fi zonele limitrofe, adică o rază de, să zicem, 10 km. Să zicem, vreau să targetez în Timișoara, aleg o rază de maxim 16 km. Vedem că nu doar Timișoara, ci și alte zone sunt vizibile. Și după care pot să adaug vârsta sau putem adăuga mai multe locații. Dacă avem mai multe locații, putem adăuga locații în bloc. Să zicem pe orașe și aici putem adăuga alte orașe. Vedem. Și pe rază, în funcție de rază. Și aici putem adăuga toate orașele în care avem noi, în care afacerea noastră este activă. Să zicem doar, pretendem că avem doar în Timișoara, pentru a fi mai ușor de înțeles. După care adăugăm vârsta, să zicem persoane între, să zicem, 18 și 55 de ani, zic doar ipotetic. După care alegem sexul, bărbat sau femei, sau ambele, aleg pe ambele. După care limbi cunoscute. Aici ne spune Facebook audiența pe care să alegem o audiență în care limba este vorbită, să zicem, care vorbesc cu anumite limbi, pardon. Practic română, engleză, să zicem, sârbă, serbian, dacă îmi dă, momentan nu îmi dă, maghiară, sârbă, deși este română, am selectat. După care putem să excludem persoane sau să includem persoane, alte criterii demografice, să zicem interese. Putem adăuga fitness și wellness, ceea ce este foarte bine. Deselectăm tot. Alergat putem adăuga. După care putem adăuga și alte interese, cum ar fi comportamente sau, mă rog, alte interese importante. Să zicem sporturi și activități. Am selectat tot. Și practic astfel Facebook îmi va selecta toți oamenii care au dat like sau share sau sunt interesați de aceste elemente importante, de aceste hobby-uri mai bine zis, și îmi va afișa anunțul către aceste persoane. Conexiuni putem adăuga oameni care le place pagina de Facebook sau prietenele persoanelor care le plac pagina de Facebook sau să excludem. Sau în funcție de evenimente care au răspuns la evenimentul nostru, sau putem exclude persoane care au răspuns deja la eveniment, în funcție de ceea ce vreau eu să targetez. Deci, în mare parte, aceasta este cum putem crea o audiență de tip core. Ca să o salvăm, putem da save, salvează această audiență, să zicem, și acum ne spune locație România, Timișoara, Timiș County. Aici pisește România, vârstă 18-55 de ani, limbi vorbite române, engleză, toate dialectele maghiară sau sârbă și persoane care corespund la aceste interese. Alergat, antrenament și vedeți mai departe care sunt. După care putem să salvăm și să o folosim pe viitor. Cam așa se creează o audiență țintă de la zero în Facebook Ads. Foarte important să știm cine este clientul nostru ideal și clientul potențial și să aflăm cât mai multe date despre ei pentru a ști exact ce interese și ce date să adăugăm în acest pas.